Nu de puține ori am asistat la luarea în derâdere a ameliorării animalelor, mai pe scurt a evoluției genetice a acestora, lucru făcut în urma selecțiilor pe baza evaluării performanțelor a produșilor și care pot, din punct de vedere genetic, să transmită urmașilor caractere valoroase din punct de vedere productiv, în funcție de ceea ce se urmărește în cadrul unui program de ameliorare. Invitații de astăzi, specialiști de necontestat din zootehnie, ne vor lămuri în ceea ce privește acest subiect extrem de sensibil pentru zootehnia românească. Ameliorarea, de fapt, este un proces continuu care se face printr-o selecție generație de generație a celor mai buni indivizi care să-ți corespundă obiectivului ameliorării pe care ți l-ai propus. Depinde de specie, depinde de rasă, depinde de linie. De exemplu, dacă faci hibrizi, cum sunt cei de la porc și de la pasăre, liniile pe care le folosești pentru încrucișare și obținerea de hibrid se selecționează pe direcții diferite. Uh-huh. Pentru ca prin încrucișarea lor să preiei de la o linie o anumită caracteristică, de la altă linie altă caracteristică și așa fel încât cele patru linii sau cinci, în cazul porcului sunt și cinci linii, să ducă la obținerea unui produs comercial care să aibă toate obiectivele care ți le-ai propus. Uh-huh. Adică să aibă un spor, o viteză de creștere bună, un spor de creștere bun, să aibă un consum specific mic, să aibă o cantitate de grăsime mică, să aibă un raport carne-oasă foarte bun. Adică toate aceste obiective ți le propui prin obiectivul de ameliorare și faci selecția direcționat pe atingerea acelui obiectiv de ameliorare. Sigur că ca să atingi obiectivele, îți trebuie și gradul de transmitere ereditară a caracterului respectiv. Și aici este această heritabilitate, care se înseamnă cât din ce se transmite așa este controlat genetic și cât este mediu. Și progresul este cu cât H pătratul ăsta, heritabilitatea este mai mare, cu atât progresul e mai rapid. Da. De exemplu, dacă eu fac ameliorare pentru mărimea oului, care are un H pătrat de 0,4, adică 40% este controlat genetic. Și fac ameliorare pentru reproducție, care este 0,1, așa, sau sub 0,1, da? Sigur că de 4 ori mai repede pot să ajung să am un ou mai mare decât să am o reproducție mai bună. Pentru că efortul este diferit din cauza cumulării efectului genelor. Tot procesul de ameliorare, că vorbim de genetică cantitativă aici, este efectul cumulativ al genelor. Deci nu orice caracter se transmite cu ușurință. Nu orice caracter se transmite cu ușurință și atunci pentru fiecare caracter trebuie să ai propriul sistem de monitorizare, de măsurare, de interpretare, de măsurarea valorii de ameliorare și așa mai departe. Și de aici sunt programele de ameliorare cu selecție combinată, cu tot felul de metode din astea care s-au perfecționat, acum s-a ajuns la selecția genomică, în care duce la creșterea preciziei selecției și deci aprecierii valorii de ameliorare. Și adică vezi asta, dacă a fost transmis sau nu caracterul și care este procentul. Asta de fapt te duce la, cum să spun, la alegerea indivizilor celor mai valoroși din punct de vedere al obiectivului tău, mai repede și urgentezi obținerea obiectivului, crești mai repede spre obiectiv. La Romegătoare, spre exemplu, avem controlul oficial al performanțelor în România pe producție. Aici, deci controlul oficial al producțiilor, să le spunem așa. Da, aici la Romegătoare la fel, da, sigur, este controlul oficial al producțiilor care se măsoară, se interpretează. Problema este într-o muncă de ameliorare contează foarte mult organizarea programului de ameliorare. Deci dacă nu ești bine organizat în tot ce privește testarea, măsurarea, colectarea datelor, prelucrarea datelor, interpretarea datelor, eroarea umană poate să-ți mănânce din H pătratul. Deci chiar dacă ai un H pătrat teoretic mare sau pe un anume caracter, H pătratul ăsta este valabil pentru fiecare populație în parte. De ce? Pentru că eu dacă, de exemplu, teoretic am un H pătrat mare, cum am zis la ou, 0,4, da? Sau 40% controlat ereditar, dar fac o muncă proastă, în sensul că nu măsor bine,
Omul meu este superficial, nu notează bine, nu prelucrează bine, nu interpretează bine. Eroarea asta umană intră în categoria mediului special, care în determinarea H pătratului e la anumit or și micșorează raportul. Deci în loc să am 0,4, am 0,2. Uh-huh. Și n-am făcut nimic. Deci munca de ameliorare necesită o bună organizare. Oameni instruiți, fundamentat științific programul, cu măsurători corecte, cu interpretări corecte, cu, bineînțeles, aprecierea fenotipică ulterioară a efectivului respectiv. Nu se face oricum ameliorarea și nu se face de către oricine, se face de către oameni foarte bine pregătiți pe un sistem foarte bine organizat. Noi selecție genomică nu prea avem. Nu avem deocamdată. La niciuna dintre specii. Deocamdată la nivelul Academiei de Științe Agricole. La păsări oricum am pierdut startul de mult, la porc la fel. Adică startul. Nu, nivelul la care eram la un moment dat. Da, la un moment dat eram la un anumit nivel, aveam proprii noștri hibrizi aduși în anii 69-70 și la pasăre și la porc, mai aveam și hibrizii noștri, de exemplu la porc era linia sintetică Perici, nu știu cât, nu mai știu exact numărul. Da, am pierdut competiția pentru că mai mulți factori au contribuit la această pierdere a competiției, dar care vin din timp, din urmă mult, nu neapărat. De exemplu, înainte de 89 era greu să faci proteină pentru, nici măcar pentru fermele de selecție nu aveam. Soia nu prea aveam, trebuia să importăm, nu ne dădea voie, ajunsesem în ultimul timp, făceam tot felul de artificii ca să putem să nu le omorâm, nu să le mai facem. În momentul când s-au deschis granițele, atunci competiția cu hibrizii care se lucrează de ani de zile și performa, ne-a bătut. Dar trebuie să, de exemplu, la pasăre, cu 50 de ani în urmă, erau 144 de hibrizi în toată lumea. Aproape fiecare stat avea proprii hibrizi. Noi am adus hibrid din Franța, hibrid din Canada și am făcut Robro 69 și Robro 70. Dar, ulterior, o parte din acești hibrizi au fost îndepărtați prin competiție. De ce? Pentru că unii au făcut mai bine programul de ameliorare, alții mai puțin bine. Unii au știut mai bine ce vrea consumatorul meu peste 4 ani, pentru că eu fac selecția anul ăsta și produsul meu de anul ăsta ameliorat, anul ăsta ajunge la consumator peste 3-4 ani. Și ăla care face munca de ameliorare trebuie să știe ce vrea populația asta să mănânce peste 3-4 ani. Vrea un pui mai mare, cu creștere mai rapidă, cu un raport de piept mai mare, sau vrea un pui din ăla mic, cum aveam noi cândva. E, ăla, munca de ameliorare se face cunoscând și aspecte sociale și preferințe ale consumatorului. Ce înseamnă să faci ameliorare în România, mai ales în stațiunile noastre de cercetare, atâta vreme cât pentru unii lucrul acesta nu înseamnă mare lucru, sau mai bine zis, consideră că lucrurile merg de la sine. Ameliorarea se face începând de azi până mâine. Nu are în spate o serie de evidențe ținute ani de zile și, în cazul dumneavoastră, zeci de ani, în care un animal are un pașaport genetic, aș putea să-i spun, fără să greșesc, foarte laborios. Legat de această întrebare, trebuie să pornesc de la faptul că după începerea creșterii efectivului la stațiune, începând cu anul 1999, stațiunea a produs și produce în continuare, și înainte de aceasta trebuie să subliniez faptul că stațiunea nu este producătoare de lapte. Stațiunea este stațiune de cercetare fundamentală și aplicată și obiectul principal este producerea de juninși gestante cu gestație între 3 și 6 luni și difuzarea lor către producătorii individuali în toată România. Am avut perioade destul de grele în care am fost nevoiți să vindem și chiar 100 de juninși gestante cu fond genetic în ele. Stațiunea a vândut în toate județele țării, începând de la Tulcea, în Moldova, Maramureș, Bihor, Alba, partea de sud a țării,
pentru că animalele produse aici au genetică în ele și răspund la ceea ce crescătorul individual dorește. Adică au cumpărat un crescător de bovine, să vă dau un exemplu, 10 juninci gestante de la stațiunea din Arad cu pedigree. Asta înseamnă că el beneficiază și de subvenția acordată de APIA, având toate documentele de proveniență și ceea ce a cumpărat. I-au fătat toate 10-11 viței și la un moment dat mă întreba unul, dar cum 11 viței? Păi mă, una a fost gemelară și de-aia au fost 11. Mulțumit, la prima fătare peste 20 de litri de lapte la juninci, la prima fătare. După o perioadă de câțiva ani a venit și a mai cumpărat 10 juninci de la stațiune. Sigur că a fost o perioadă în care era programul de minimis, în care totuși cei care conduceau Ministerul Agriculturii s-au gândit, măi, fratele meu, ca să creștem și să stimulăm și să creăm interes pentru creșterea bovinelor, cea vacilor, pentru că țara are nevoie, indiferent ce se zice, cât este de cât poluează vaca, atmosfera și el, atunci sigur că acel program de minimis în acel perioadă am avut foarte multe solicitări pentru că era benefic. Omul cumpăra 10 juninci, ca și exemplu, de la stațiune, cu un preț, că sigur și aceste juninci au un preț. Având genetică în ele, compar prețurile cu junincile ce le aduc din Austria, din Elveția, din Ungaria sau de unde găsesc, că nu toată lumea produce și vinde juninci gestante cu potențial genetic în ele și cu valoare de ameliorare în ele și cu conformație, cu aspect fizic. Cele de la noi sunt aclimatizate aici, produse aici și de aia crescătorii care își doresc să aibă în efectiv bălțată românească au solicitat acest lucru stațiunii. Și de multe ori am avut discuții și cu factorii de control și de, cum să vă spun, cei care spuneau că dumneavoastră faceți și comerț. Păi noi nu facem comerț, că am spus, noi nu producem lapte, noi producem junici gestante. Laptele pentru noi este un produs secundar. Fraților, vreți să-l dăm la canal ca produs secundar sau să-l vindem și să realizăm venituri suplimentare, venituri proprii, pentru că finanțarea se face mixt din venituri proprii și de subvenții de la bugetul de stat. Și sigur că legat de ceea ce se întâmplă și se face în stațiune, se pot vorbi și se pot povesti multe, dar cel mai bine eu vă invit la stațiunea din Arad să vedeți la fața locului efectivele, să vedeți cum arată stațiunea și cum a progresat începând din anul 2000, să pornim de aici vis-a-vis de. Și toată lumea trebuie să înțeleagă că nu este stațiunea nici a directorului, nici a celor care lucrează, este a țării. Toți cei care lucrează acolo sunt profesioniști. Nu pot eu să mă bat cu cărămida în piept că eu sunt mare director dacă n-am în spate personalul bine pregătit și cel care are dragoste de vacă. Că dacă nu ai dragoste de vacă, n-ai ce căuta la vacă. În ceea ce privește ameliorarea spre anumite producte, spre performanță productivă, fie lapte, fie carne, fie prolificitate, așa, în România a lăsat și încă lasă de dorit. Spun acest lucru pentru că decenii la rând activitatea de creștere a oilor era axată în principal pe producția de lână. Ajungând acum la preocuparea și la situația unităților de cercetare din domeniu, trebuie spus că o preocupare a institutului nostru, de la înființarea lui și până la această dată, a fost să creăm progres genetic care să fie folosit de către crescători să-și îmbunătățească performanțele pentru o anumită producție sau alta, așa, la efectele pe care le dețin. În felul acesta, stimulându-i să mențină și să, cum să transmită mai departe, continuatorilor lor, urmașilor lor, preocuparea sau dorința
de a dezvolta această specie, specia de ovine și numai această specie, și caprinele, că și ele sunt în preocupările noastre. Într-un cuvânt, de a face rentabilă creșterea acestui animal. Da, de a face, asta este până la urmă și rostul nostru al cercetărilor, al cercetătorilor, să creăm ceva care să îl determine pe crescător să îl folosească și folosindu-l să-și îmbunătățească situația economică a exploatației, că altfel n-ar mai continua această activitate. Problema este că de-a lungul timpului noi am demonstrat că suntem creatori de progres genetic, avem creații noi biologice omologate, foarte bine stabilizate genetic, cu performanțe care ne încântă. Nu ne încântă numai performanța obținută în cadrul unității noastre, ci chiar și la crescătorii care au luat de la noi animale de reproducție, atât mascul cât și femele. Ei, vedeți dumneavoastră, facem noi ce facem, dar efortul pe care îl facem este mic la nivel, la scară națională. Pentru că oricât ar fi cu efectivul pe care îl avem noi, nu putem să acoperim cerința, întreaga cerință de progres genetic care ar fi normal să fie la această specie. Și de aceea trebuie neapărat, e în gândirea noastră și știu că era și în gândirea Ministerului Agriculturii, faptul că trebuie să înființate acele ferme de elită care, utilizând progresul genetic realizat de către noi, să îl multiplice și să îl distribuie la crescători. Până acum, un lucru... A rămas doar la stadiu de idee sau inițiativă IOC. A rămas la stadiu de idee, dar, cum să vă spun eu, niște încercări totuși sunt. Spun încercări pentru că Nu s-a făcut așa o acțiune din asta organizată, stabilită, concret, facem atâtea ferme. Au apărut câteva ferme de elită, ferme pe care noi, cu care noi colaborăm, în sensul că mai mult a venit din partea crescătorului. A venit crescătorul și a zis, domnule, vreau să iau rasa de carne de la dumneavoastră, să o dezvolt la mine în unitate și mai departe să produc reproducători. Animale de reproducție cu performanță, cu genealogie cunoscută și performanță stabilită, să dau mai departe la crescători. Ei, cu aceste exploatații cărora le-am dat animale, suntem într-o sens legătură și colaborăm. Facem controle ale producției pe care le obțin. Îi ajutăm în întocmirea actelor planului de potrivire a perechilor în campania de reproducție. Îi sprijinim în momentul în care trebuie făcută bonitare împreună cu Asociația Crescătorilor de Ovine. Deci toate acțiunile astea, institutul nostru participă fără niciun fel de reținere sau să fie în vreun fel plătit. Acum, noi, după cum știți, am creat și omologat 3 rase noi de ovine românești cu niște performanțe deosebite. Nu le mai reamintesc că le... Ați amintit producțiile. Am zis carne, lapte și prolificitate. Prolificitate. Acum, în același domeniu acționăm în ceea ce privește caprinele. Se știe foarte clar că în România există capra carpatenă, capra albă de Banat și mai multe rase din astea de... Aduse în rasă pură. Da. Nu există o rasă de specializată pentru producția de carne. Noi avem deja o populație de caprine specializate pentru producția de carne, care este la această dată în izolare reproductivă, deci este foarte aproape de a îndeplini condiție să fie omologată. Mai trebuie 3-4 generații de control și de selecție în cadrul acestei populații ca să îndeplinim condiții și să facem documentația de omologare. Mai mult decât atâta, tot ca o chestiune foarte interesantă, când noi plecăm de la ideea, adică plecăm, când vrem să facem ceva, în primul rând vedem care este situația în țară, de ce are nevoie țara și după aia ne uităm să vedem ce este în lume realizat deja, care ne-ar putea, sprijini, ajuta în realizarea unei noi, să spunem, creații biologice sau unei tehnologii performante. Și suntem acum în situația că am realizat deja tipul dorit la o nouă rasă, o creație biologică nouă pentru producție de carne la ovine,
noi ne-am gândit să-i spunem rasa dobrogeană de carne, o rasă care să fie axată în principal pe producția de carne, dar creșterea, sporirea producției de carne se fac atât prin prolificitate cât și prin performanța sau aptitudine pentru producția de carne acestei noi creații biologice. Și am plecat de la utilizarea oilor din rasa prolifică Palas, rasa noastră, care dă o prolificitate de 170-180% și cu o rasă de carne din Franța, Rouge de l'Ouest, care are o prolificitate de peste 200%, așa, și are aptitudini pentru producția de carne foarte bune. Și avem realizat la această dată un efectiv de circa 400 de femele de diverse generații, cea mai prima generație având acum vârsta de 5 ani, deci mai merg încă cel puțin un an sau doi la reproducție, dar pe noi ne interesează să realizăm mărime efectivă pentru a putea intra în izolare reproductivă a acestei populații. Și performanțele pe care le-am măsurat și le-am constatat până acum sunt deosebit de încântătoare. Ba mai mult decât atât, ca o, știu, o completare. De la cei la centrul de selecție din Franța, la care am luat berbecii din rasa Rouge de l'Ouest, le-am trimis un filmuleț cu, corespondem cu ei, un filmuleț cu prima generație pe care am ținut-o. Dom'le, în răspunsul lor, și l-avem pus pe site-ul institutului, spune clar că cea mai bună reușită dintre toate încercările care s-au făcut la nivel de Europa sau chiar din lume, utilizând rasa lor, Rouge de l'Ouest, sunt cele pe care le-am obținut noi. Ne-a bucurat chestia asta foarte mult. Că, așa. Haideți să vedem, domnule doctor inginer Radu Răducu, pe finalul dialogului nostru, dar trebuie să lămurim un pic pe cei care ne urmăresc. Ce înseamnă un reproducător care ameliorează și un reproducător care doar arată bine? Da. Delicată întrebare, delicată întrebare. Da, dar concludentă pentru ceea ce va urma, adică ceea ce cred unii că ce văd, da, sau mai bine zis, ce zboară să mănâncă. Da. O aparență te poate înșela. Ce, care este diferența între un reproducător care are calitate și unul care arată calitate, este faptul că cel care are calitate este rezultatul unei munci de selecție și de urmărire a evoluției lui și a dezvoltării corporale, a evoluției stării de sănătate, a funcției de reproducție zeci de ani. Nu poți să spui că, într-adevăr, obținerea unui hibrid, a unui metis de primă generație între o rasă locală și una amelioratoare îți dă un rezultat spectaculos. Dar aici este vorba de vigoarea hibridă, nu este vorba de performanță, că această performanță trebuie măsurată și controlată și măsurată generații la rând, mai ales făcându-se testarea după descendență, care înseamnă un număr de ani în care fiecare produs să fie urmărit sub toate aspectele, să vezi care pot fi consecințele, care pot fi și consecințele unor, să le spunem, unor rezultate mai puțin concludente. Deci dacă nu se face o muncă în care să fie un plan stabilit de la ce pleci, unde trebuie să ajungi și etapele intermediare pe care trebuie să le controlezi, nu poți să fii sigur de o performanță stabilă și care să-i aducă beneficii celui care folosește reproducătorul respectiv.